Deci valoarea adăugată este salariu plus profit. Nimic altceva. Să fie foarte clar. La nivel național, acest lucru se numește produs intern brut. Am înțeles. Mai sunt niște... Dar nu complicăm lucrurile. În esență, valoarea adăugată brută la nivel național se numește produs intern brut, care e format din două lucruri. Salarii și profituri. Altfel spus, ce ia munca și ce ia capital. Ce ia capital. Și cum e raportul la noi? La noi e foarte straniu. Foarte straniu. Numai în Grecia mai este la fel de straniu. 60% există, cum să spun, oscilații de la an la an în funcție de... Dar nu intrăm în... În esență, 60% ia capital. Și 40% munca. Cam asta era structura PIB-ului, ca să zic așa, când am intrat în 1990, din comunism, în capitalism. În ce am intrat acum, că nu știm ce este acum. Foarte exact. Așa, în țările vest-europene, în mod straniu, împărțeala asta între muncă și capital seamănă cu cea din comunismul românesc, nu din capitalismul românesc. Și cum se explică? Păi se explică foarte clar. Profitul e palmat. Da, profit ceva, adică 50-60 de miliarde de euro.